Domnule ministru, bună ziua! Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc la conferința aceasta din România, care se axează pe tinerii vulnerabili sau din zona vulnerabilă, și aș vrea să vă întreb cum strategia de tineret 2014-2020 reflectă necesitățile tinerilor din categoria social vulnerabilă sau care se află în zona de risc. Vă mulțumesc pentru întrebare și eu de asemenea mă bucur să vă revăd, pentru că și ieri am fost foarte atent la întrebarea pe care a spus-o. Deci, pe lângă noțiunile generale care sunt sau care s-au regăsit în strategia veche, știți bine că avem două mari probleme legate de tineretul nostru care pleacă peste hotare, sau pe lângă acele probleme sensibilizate la noi în țară care ține de calitatea studiilor, de rata șomajului, de implicare mai activă în procesul decizional al tinerilor, avem două mari probleme. De o parte, tinerii care pleacă, pentru că sunt forța productivă, cea mai productivă de muncă, și asta se reflectă asupra ratei inflației și asupra întregii economii în țării, plecarea tinerilor noștri. Iar pe de altă parte, aceiași tineri care pleacă în altă parte, cum ar veni spre Rusia sau pleacă la muncă, dacă vreți, ilegal. Noi am venit cu un pachet de propuneri destul de interesante, printre care, de exemplu, același carnet de voluntariat. Dacă implicăm tineretul în diferite activități de voluntariat, știți bine că îndată după universitate sau chiar și mai înainte, nu pot fi angajați tinerii în câmpul muncii pentru că nu au experiență. Eu cred că este o abordare greșită, pentru că de multe ori avem studenți foarte deștepți, avem tineri foarte activi, însă, din păcate, nu putem încălca hotărârile de guvern și nu putem să implicăm în procesul de muncă. Eu personal la minister am asemenea cazuri. Iată de ce este important să le dăm acest carnet de voluntar, pentru ca activitățile care le-au făcut în favoarea societății și le-au întreprins, activități, acțiuni frumoase, să fie recunoscute ca vechime muncă. Și atunci când sunt recunoscute, deja tânărul poate personal depune actele, poate să fie inclus în procesul de muncă oficial. Știm că în categoria tinerilor net, care le spunem noi, care nu sunt nici în procesul de educație, nici angajați, sunt tineri de la 15 la 24 de ani, sau vorbim despre grupul ăsta de vârstă. Care ar fi trei priorități ale Ministerului Tineretului ce vizează tinerii de la 15 la 20 de ani, care încă nu sunt studenți și de multe ori nu sunt nici în școală? Deci dacă totuși ministerul nostru se cheamă Tineret și Sport, eu mai întâi aș veni cu o recomandare. I-aș ruga să facă cât mai mult sport, pentru că atunci când faci sport, de o parte, promovezi modul sănătos de viață, îl aplici, iar pe de altă parte nu mai ai poftă de alte lucruri, de alcool, țigări sau tutun și ne mai vorbim de droguri. Deci, promovezi, deci vorba de un mod sănătos de viață pentru tinerii până la 20 de ani. Sportului, inclusiv, nu neapărat profesionist. Deci, și bineînțeles, dorința din partea dânșilor. Deci, trebuie să vină de la dânșii propria inițiativă, pentru că nu este corect atunci când doar noi vrem să abordăm. Cu deasila omului este o expresie veche românească, cu deasila omului poți să-i iai, nici de cum să-i dai. Uite că nu poți cu deasila să-i dai omului, pentru că dacă nu-și dorește acest lucru, și noi trebuie să implicăm cât mai cât, noi trebuie să le creăm condițiile necesare. Noi avem câteva probleme mari acum care țin de, de o parte, infrastructura pe care o reconstruim sau o construim din nou, și aici automat vine a doua problemă, cum sau de unde luăm tineretul și forța de muncă pentru ca să umplim aceste infrastructuri. Însăși faptul, deci însăși întreținerea unui asemenea obiect este destul de costisitoare. Iată de ce noi trebuie să ne gândim la un program foarte serios pe care l-am discutat inclusiv și cu domnul prim-ministru, de readucere în țară a tineretului studios, a celor care pleacă la studii și care deja au văzut lumea, au careva experiență ca cumva bunele practici să le implicăm la noi în țară, deci să implicăm cât mai activ. În ceea ce privește pătura asta vulnerabilă care ține de adolescenți, deci cred că dacă nu au bună educație în familie, dacă nu au condițiile necesare, atunci statul trebuie să se gândească la un program mai mare. Și aici eu cred că ar trebui să discutăm în primul rând cu Ministerul Educației, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, inclusiv și cu Ministerul Culturii,
este vorba de un program național, guvernamental. Adică, ăștia sunt cetățenii noștri, ei sunt destul de puțin la număr, nu sunt atât de mulți. Deci putem foarte bine, dacă vreți, chiar să, printr-un sondaj de opinie, putem chiar să-i numărăm și putem să sensibilizăm problema, astfel încât să avem propuneri concrete. Acest program național ce ar prevede? Ca să-i implicăm, să-i aducem în școală? Să-i... Ce să facem? Păi nu poți cu deasupra să-i aduci în școală. Uh-huh. Poți să creezi condiții. De exemplu, în țările învecinate există așa un program prin care apar diferite școli. Uh-huh. Dacă sunt activități extrașcolare, sunt școli de vară. Dacă nu sunt doar, deci nu sunt activități extrașcolare, chiar școli în care sunt implicați acești tineri absolut gratis, pe baza bugetului. Deci sunt din, finanțați din buget, pentru că o salvare a fost pentru mulți asociația părintească. Deci asociația părintească acolo unde statul nu putea veni, venea asociația părintească cu sursele financiare. Însă în cazul în care nu au copii, în cazul în care nu au copii, scuzați, nu au părinți, copii, asociația părintească nu are de unde să apară și atunci din buget trebuie să fie prevăzută o sumă anumită pentru acești copii ca să-i întreții și să-i aduci în spiritul, nu mă tem să spun expresia asta, în spiritul patriotismului, în spiritul dragostei față de țară. Noi avem nevoie de lucrul ăsta și nu trebuie să ne temem să spunem chestiile astea. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb, care va fi primul lucru pe care îl faceți imediat ce vă întoarceți acasă de la această conferință? Semnez hotărârea de guvern care mă așteaptă cu masă, pentru care am muncit foarte mult. O hotărâre de guvern, acum prin mesaj am primit informația, am fost informat că, uite, a fost acceptată și va fi inclus în ordine de zi, aștept doar semnătura mea. Ce presupune această hotărâre? Această hotărâre sunt de fapt două. Una dintre ele urmează să fie discutată poate chiar mâine la ședința de guvern, eu sper. Ține de organigrama ministerului, de modificări pe interior a ministerului și de crearea unor școli, inclusiv sportive. În plus, mai sunt prevăzute modificări în majorarea diurnilor, majorarea burselor pentru sportivi, pentru că dânșii primesc burse în baza hotărârii din 2002. Iar de atunci s-au schimbat foarte multe lucruri, inclusiv și prețurile. Și uite că trebuie să ajustăm la necesitățile de astăzi. Iată, de ce eu chiar m-am bucurat de această veste și... Se referă cumva hotărârea asta de guvern și la tineri din categoria NET? Deci, eu aș vrea să menționez că, indiferent din ce categorie și indiferent de ministerele din cadrul guvernului, tineretul este peste tot. Tineretul se răsfrânge asupra tineretului, bineînțeles, pentru că să nu uităm că 99%, marea majoritate a sportivilor, inclusiv de performanță, sunt tineri.